Bună ziua, prieteni! Iată, ne reîntâlnim iarăși în acest minunat anotimp ploios. Am rămas dator cu continuarea discuției despre europarlamentare, despre șanse, despre pariuri politice. De fapt, asta și făceam înainte să înceapă emisiunea. Despre asta discutam și chiar aveam o controversă vis-a-vis de clasamentul final. Da. Bun, eu nu vă ascund că am foarte mare încredere în sondajele făcute de Curs, de Pieleanu, Avangard. Acolo lucrurile par destul de clare. Deci e vorba de un 33% PSD-ul, 20% PNL-ul, ALDE cu 10-12%, USR-ul tot așa. Dar părerea mea că, pentru că am trăit-o pe propria mea piele treaba asta, să știți că întotdeauna la PNL sondajele ne indicau mai cu mult? Procente mult mai mari decât luam în realitate. Din ce cauză? Din două motive. În primul rând, electoratul PNL-ului, care se presupune că e un electorat mai elevat, nu prea mergea la vot. Este și mai comod, înseamnă. Da, și de fapt asta era principalul motiv. Și electoratul PSD-ului e mult mai disciplinat. E un electorat de vârsta a doua, pensionari foarte mulți, bugetari și acela e un electorat mai disciplinat. În afară de treaba asta... Și cointeresat, pentru că la ei s-a mai umblat la bani, s-a mai săltat. Bun. Deci e un electorat, hai să spunem, mituit? Bun, acum... Sună urât cuvântul, știu, da. Bun, de obicei până acum se umbla ori la bani, ori la penal, știți? Deci erau... Păi, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Așa bun, deci asta a fost o chestie pornită de Băsescu, care credea că își bagă el toți adversarii la pușcărie și îl scapă. Că și-a băgat familia. Și până, acum, dacă vă uitați, jumate din familia lui a fost sau e la pușcărie și cealaltă e în așteptare, cealaltă jumătate. Astea sunt chestii care se întorc și ăsta e și un motiv pentru care PNL-ul, părerea mea, că va scoate un scor prost, în primul rând din cauză, și chiar vorbeam cu câțiva colegi, că eu mi-am lăsat foarte mulți prieteni în PNL. Ce-i mai motivează pe ei să meargă la vot? Promisiunea lui Iohannis că îi bagă la pușcărie? Păi 67% din primarii și viceprimarii PNL-ului au dosare penale. În Brașov cred că au aproape toți primarii. Și de la PNL și PSD. Care e promisiunea făcută de Orban și de Iohannis? Venim, lasă, câștigăm și îi belim pe toți penalii. Păi, Dar lăsând la o parte chestia asta, credeți că mai are vreo semnificație adusul electoratului la cabina de vot? Pentru că amândoi suntem hârșiți în campanii electorale, știm că din 90 până mai acum niște timp, veneau mașinile mici, veneau autocarele, veneau camioanele, veneau troleibuzele. Acea emulație și din, da, din 90, exact. Și nu o să mai găsiți niciodată. Niciodată nu o să mai fie. Atunci, și mult acum în localitățile rurale de aici, din vecinătatea Brașovului. Atunci cred că au votat 90%. Da, a fost 92% bun, a fost. Bun, dar nu uitați cât de polarizat era electoratul atunci și această polarizare care s-a transformat în dispute, în familii, în conflicte, în această polarizare a scos lumea la vot, dar... Asistăm din nou la o polarizare violentă, nu la nivelul ăla, dar falia este adâncă. S-a zis, nebuni sunt în toate părțile și polarizarea nebunilor, că nu e polarizarea electoratului. Oamenii, marea majoritate, ați văzut să iasă, sunt câteva sute de o parte, poate câteva sute de altă parte și ăia sunt foarte polarizați, din naștere cred că sunt polarizați. Sunt talibanii grupă. Da, pe de o parte asta. Pe de altă parte, cele două partide care au performat în electorat ăsta disciplinat și a dus în coloană la cabina de vot, sunt două la număr. PSD-ul pe de-o parte și PD-ul, Partidul Democrat, a zis bine. Pe de altă parte. A zis bine PD-ul. Foarte corect a zis, pentru că PNL-ul, de fapt, PNL-ul, acum PNL-ul e PD. Că PD. Dacă nu era PD-ul, eu vă spun că PNL-ul dispărea. Nu mai exista. PNL-ul, deci atunci foarte mulți au avut obiecții. PD-ul era într-o situație critică, nu intra în Parlament din cauza lui Băsescu, dar în PD sunt oamenii puternici, da, și trebuie să recunoaștem treaba asta. Foarte mare. În PD este Blaga, este Hava, este Falcă, e Scriptarul, e Fluturi, sunt o grămadă, pe când dincolo cine este?
Sunt poetii. Vreau să zic politic, Orban. Politic, pentru că nu știu mișcarea, nu știu organizare, nu știu disciplină de partid, dar acum asta este. Bun. Iar electoratul PNL este un electorat așa mai deci, boem. Deci prognoza pe care eu vă dau tocmai datorită prezenței, prezența, eu vă zic că părerea mea, deci cu experiența de 30 de ani pe care o am în politică, asta nu înseamnă că nu pot greși, dar părerea mea e că prezența va fi sub 25%, și pentru că nu este o motivație foarte... Scandalurile acestea nu îi motivează pe oameni. Europarlamentarele într-o Europa care și așa e făcută varză, e fărmițată, n-au o miză mare. Dar părerea mea e că PSD-ul va lua spre un 40%, poate nu chiar, dar spre un. PNL-ul cred că va coborâ sub 20, tocmai din cauza asta. Și ăsta e și un apel pe care eu îl fac la primarii PNL-ului din Brașov, cu care am colaborat și am avut o relație amicală cu toți, o relație onestă cu toți primarii. Cu ce ajuta PNL-ul? S-au opus la codurile administrative, s-au opus la legea noua, legea anii, pentru că toți practic au fost vânați pe incompatibilități, pe penale, s-au opus la codurile penale, deci s-au opus la tot. Cu ce i-au ajutat pe cei din administrație? Trebuie să crezi că oamenii nu văd și crezi că-s proști? Eu numai de asta mă ocupam. Tot timpul încercam să-i ajut pe primarii în județul Brașov, de-aia am avut și aceste scoruri bune. Ce a făcut PNL-ul la nivel național spectaculos? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Structurile contează enorm. De-aia USR-ul nu o să scoată un scor foarte mare, pentru că nu are structuri în teritoriu. Structurile contează foarte mult. PNL-ul, chiar dacă are structuri, are structuri total nemotivate. Nu, structurile PNL, nu vorbesc PNL-PD. Bun, acum sunt eu vorbesc la grămadă, dar dumneavoastră crezi că ăia de la PD nu văd, n-au și ei dosare penale? Au, dar au și altă mobilizare față de cei care vin din PNL-ul tradițional. Dar și sunt voie și... să nu fiu atât de pentru convins că pe de aceeași asta. Parte și primarii PSD pot spune la fel. Păi, pe mine cu ce m-a PSD ajutat? Stați că i-au ajutat. În pentru afară că... de asta, în județ... Haideți să luăm un exemplu din județ. Comuna Cristian, 6 km de Brașov. Administrație PNL, 100% PNL. PSD există acolo așa, ca o floricică într-un ghiveci și atât. Au accesat fonduri europene cu basculanta. Este cea mai dinamică comună din județul Brașov. Și asta datorită, fonduri... o spun cu toată modestia, datorită mie. Dacă nu eram eu și Călin Costan știe foarte bine treaba asta, dacă nu eram eu să aduc Ina Scheffler, și cu greu i-am adus, Ina Scheffler nu era aici și e cea mai mare investiție din județul Brașov. Dacă nu aveau Ina Scheffler, nu erau la bine, acest au venit nivel. Și alte companii. Au venit și altele, și... dar nu. În orice dar caz, dincolo, nu se compară cu dincolo de bugetul lor, făcut din resursele proprii, acum sunt resurse proprii, au atras nu mai știu câte milioane de euro fonduri europene. N-au primit niciun ajutor de la guvernul PSD. N-au primit niciun ajutor de la guvernul PNL dinainte. N-au primit niciun ajutor de la guvernul ăla independent, tehnocrat. Ați dat un exemplu de o comună care nu are nevoie de bani, că are din impozite, taxe, dar marea majoritate a comunelor din județul Brașov au nevoie. Dar eu vă zic altceva, că tot meciul se joacă pe bani și pe penal, așa se joacă meciurile la ora actuală. Din procentul, să știți, de penali în PNL și în PSD e același. Tot de 60-70%. Oamenii sunt motivați. Nici unii dintre ei. Nici pentru primarii și consilierii PSD, nici pentru primarii și consilierii PNL n-a fost niciun ajutor guvernamental. Să treacă legile astea, să modifice, nu, PSD-ul să... PSD-ul în țară, bun, în Brașov n-au putut pentru că majoritatea în CJ este la PNL-ului. În Brașov n-au reușit să ajute, dar în alte județe au ajutat enorm. De s-a ajutat foarte mult, s-au dat bani foarte mult și unde au putut. Deci și bugetul se joacă politic, întotdeauna s-a jucat. Întotdeauna s-a jucat așa bugetul. Numai că de data asta credeți că miza alegerilor din 26 va fi chiar miza Europei, Uniunii Europene, Parlamentul European? A, nu, în țară la noi, păi nu vedeți că n-a fost campanie pe subiecte europene? Nu. Campanie de pe penal. Asta. Care e mai penal dintre PNL și PSD? De asta spun că pronosticul dumneavoastră cred că este exagerat, pentru că miza este alta, pro sau contra PSD. De fapt, nu
PSD. PSD-ul este un partid absolut onest. Este pro sau contra Dragnea, pentru că Dragnea și-a translatat tot valul ăsta de antipatie pe partid pe care îl reprezintă. Un partid care are 30 de ani vechime, experiență, acum, care are oameni și buni. Acolo s-au întâmplat două chestiuni. Odată, erodarea care e firească, însă e foarte mică. Erodarea față de PNL, cum s-a erodat la guvernare, că a fost făcut varză după câțiva ani. PNL-ul s-a erodat pentru că au fost dacă puneți procentele, din păcate, acolo s-a produs... s-a produs acel conflict între Dragnea și Ponta, care a luat practic cam 10% din electorat. Dacă puneți procentele PSD-ului și PNL-ului, ajungeți și PSD-ului și alu Ponta, da, pro-România, ajungeți la același procent. Deci ei practic n-au scăzut, ei practic s-au scindat. Dar vă dați seama ce se va întâmpla dacă PSD-ul va înregistra un scor de până în 25% la scară națională? Se va îngreșa în următoarea perioadă, foarte scurtă perioadă, partidului Ponta. Vă propun Ponta să ne vedem peste două săptămâni, da, și o să-mi dați dreptate, că nu se va întâmpla așa. Nu se va întâmpla și eu știu cât de motivați sunt oamenii în partea aia și cât de demotivați sunt oamenii la PNL. Iar jocul ăsta, vă spun... Nu sunt singuri pe scenă PNL. Jocul acesta e un joc nefast. Stau și mă întreb. Klaus Iohannis vorbește de penalii. Cine l-a susținut pe Klaus Iohannis? Am fost primul, ca președinte al Ligii Aleșilor Locali, am făcut un lobby puternic ca să-l sprijinim să preia partidul. O mare greșeală, da? V-am spus, nu-i prima și... Nici ultima. Prima, nu știu dacă e ultima, dar în orice caz nu-i prima greșeală pe care am făcut-o în politică. După care, dintr-o dată, a devenit un mare apărător al dreptății și legalității. Dar fără să uite în spate că cei care l-au sprijinit și l-au scos președinte, toți au avut probleme. Și vii operând așa, de la nord, de la nord la sud, Țurcanu, Botoșani, Adomniței Iași, Stavarache Bacău, Băgiu Buzău, Căncescu Scripcaru Brașov, Florea Târgu Mureș, Moloț la Hunedoara, la Cara Severin Frunză Verde, Uioreanu la Cluj. Toți, domnule, dacă el era așa un timoral, trebuia să zică, bă, voi m-ați scos pe mine președinte și dacă sunteți penali, cred că ar trebui să mă retrag, domne. Nu, deci un joc atât de populist cum n-am mai văzut când niciodată. Când ajungi într-o poziție atât de înaltă, șef al statului practic, îți permiți luxul să spui ca în lumea antică, pereat mundi fiat justiția. Poate să pierde lumea, dar să fie justiție. Și o pot spune cu foarte mare seninătate chestia asta. Culmea, că de fapt și vi se pare că Iohannis s-a comportat așa? Nu, așa și spus. Deci, declarativ, pur și simplu, asta este. Este un apărător de ăsta în... Da, aveți impresia că el e un om foarte cinstit? Vreau să vă spun treaba, eu nu vreau să încep placa aia cu casele, dar clădirile din Brașov, care erau ale acelei asociații fasciste de tineret sau... Hitlerung a fost, da? Sunt câteva revendicate. Dar în Brașov, vreau să vă spun că în Brașov au fost retrocedate corect în Sibiu, datorită lui Iohannis, marea majoritate n-au fost retrocedate corect. Și din păcate aici sunt niște subiecte și acolo datorită primăriei. Păi stați așa, o țără, că și la Brașov, dacă mă gândesc la muzeul de etnografie, bine, acum trebuie să sap adânc în... Nu, e vorba de Dărmato, pe care am câștigat-o noi. Da, a fost lupta Consiliului Județean. Da, și... celălalt, maternitatea a câștigat-o, dar aia a fost a nemților, a Forumului German, au câștigat-o și... Nu, a câștigat-o Forumul German, a câștigat-o, dar a fost al alte organizații. Dar n-a fost acea organizație fascistă. De fapt, aia e o clădire inaugurată în 1914, în prima zi de... în primul an de război mondial, iar acolo clădirea a fost gândită ca liceu de băieți săsesc, iar dincolo era liceu de fete, unde silvicultura, da. Numai că acea clădire niciodată n-a funcționat ca liceu, că în perioada războiului s-a transformat în spital și după aceea a rămas spital acolo. Pentru că mi-aduc aminte, ca prin ceață rept, ar trebui să-mi consult notițele din anii 90 și când au început restituirile masive la Brașov, au fost câteva clădiri care au aparținut, așa cum au aparținut ele în perioada celui de-al doilea război mondial, orice organizații de tineret a partidului nazist german.
filialele din Transilvania și din Brașov și s-au retrocedat. Deși altele au fost formațiunile care au revendicat proprietățile. Bun, aici la retrocedări s-au făcut și multe greșeli. Ce vreți să vă spun? Și potrugării, nu numai greșeli. Deci, clădirea Olimpia a fost retrocedată asociației sașilor și niciunul dintre ei nu era sas în asociația aia. Deci aia a fost, părerea mea, că aia trebuia să rămână a comunității. Până la urmă am luat-o noi, am cumpărat-o noi Consiliul Județean și am și renovat-o, dar cu eforturi foarte mari. Dar ea a fost retrocedată și, după părerea mea, retrocedată ilegal, a fost retrocedată acelei asociații. Așa puteam... Ar fi rămas. Dacă cineva făcea asociația Astra imediat, știți câte clădiri luam Brașov, dar nu s-au gândit și acum e prea târziu. E prea târziu. Da. Că s-au gândit, dar fiind intelectual, fiind s-au mișcat foarte, foarte încet. Ei, pur și că știu din interior cum s-au derulat problemele, au visat că recuperează patrimoniul Astrei, de la Brașov și de la Sibiu. Și au discutat de foarte multe ori la cafenea, dar n-au făcut nimic concret. Pentru că se putea câștiga tot ce aparține despărțământului Astra Brașov și eu țin minte perioada în care chiar ați editat la Consiliul Județean revista Astra și dacă atunci ar fi făcut acțiunile astea, acum am fi avut o viață culturală cu totul și cu totul alta la nivel de Brașov. Și o revistă absolut superbă. Nu mai rețin care a fost anul nașterii, 1864 sau așa ceva, da. 1860 ceva. Gazeta de Transilvania a fost 1938. 1838. Și asta 1864. 4, da. Da, era o treabă. Eu am vrut să refac revista Astra, nu și s-a au, putut. Au apărut numerele măcar, frumoase de tot. Eu le-am în colecție, le-am păstrat pe toate. Pentru măcar că... ca săptămânal și se merita, da. În orice caz, mie la ora actuală mi se pare important și văd că cei de la bibliotecă au făcut să scoată pe internet toată colecția gazetei de Transilvania, acolo istoria Brașovului din ultimii 200 de ani aproape. Chiar m-a făcut fericit lucrul acesta pentru că am căutat multe date de referință despre implicarea Brașovului și brașovenilor în Marea Unire de la 1918 în reîntregirea țării. Și le-am găsit doar în gazeta de Transilvania, în presa vremii. Numai că în momentul când am căutat pentru carte, a trebuit să am acces la colecție, să dau pagină cu pagină, pe când acum în sistem digital e parfum să lucrezi. Dar să ne întoarcem la ecuația noastră, da? La păstorii, de fapt. Cred că a sărit din ecuație un actor important la scară națională, USR-ul. Care dacă sărit, nu are reprezentanții și nu are organizații de-astea rurale... Părerea mea că va fi, USR-ul va fi a treia forță politică. Da. Aici suntem 100% de acord. Va fi a treia, dar... A treia forță politică, probabil că va lua ceva mai mult decât ALDE, pentru că merg pe o politică populistă, adică politica lui Iohannis, că dacă vorbești de corupție, oamenii cu necazurile pe care le-au tot timpul pun problemele pe seama... Și merg pe tineret. Este singura formațiune care în ăștia 30 de ani reușește să mobilizeze foarte mulți tineri. O să-i vedeți când mai merg la vot. Nu vă grăbiți cu... Tinerii nu prea merg la vot. Suntem un anotimp ploios, nu putem merge la grătar. Că... De unde știți că pe 26 nu va fi vreme bună? E... Sau, mă rog, e discutabil. Deci discutabil. Dimineața răzuim mucegaiul de mulți, pe noi. Nu mulți nu o să meargă la vot pentru că scârbiți de campania asta murdară. E o campanie murdară. Și sunt scârbiți. E agresivă. E foarte agresivă campania din toate părțile. Da. Aproape și, din toate părțile. Și cea mai elegantă campanie a adus-o Tăriceanu, care chiar nu a fost, el nu e agresiv, el ca om așa, nu are un limbaj agresiv. Deci Tăriceanu, bine, este... părerea mea, e că a dus cea mai și tot timpul a făcut treaba asta, chiar dacă a avut de suferit, să știți. Campania ALDE este atipică, pentru că, cum bine ați spus, e campanie Tăriceanu. Da, partidul unui om. Da, dacă îl dai pe Tăriceanu la o parte... Dom'le, dar așa a fost tot timpul în politica românească. A fost partidul lui Iliescu, partidul lui Petre Roman. Partidul lui Băsescu și punct. N-a fost partidul lui Constantinescu, nu există partidul lui Iohannis, nu există partidul lui. Au fost doar trei cazuri celebre. Când au fost oameni politici de anvergură. Eu n-am mai văzut în viața mea așa o campanie populistă, agresivă și populistă ca lui Iohannis. Nici Băsescu. Băsescu era un șmecher. Acest
om e făcut ca din topor. Campania aia eu nu o pricep de nicio culoare. E o campanie pro-europeană în contextul în care pe toate sondajele românii sunt cam două treimi pro-Europa, pro Uniunea Europeană. Eu nu cred pe asta. Nu cred. Iar aceste chestiuni care sunt reale. Păi, mediul nostru economic a dispărut. Dumneavoastră aveți, deci vă spuneam de olandez că sunt foarte vehemenți, dar aveți impresia că pe francezii doare pe undeva de justiția de la noi din țară sau Timmermans sau pe toți interesează în momentul în care francezii o să câștige toate licitațiile din România, vor fi foarte mulțumiți de țara noastră. Când austriecii o să le câștige pe toate, vor fi foarte mulțumiți de țara noastră. E o luptă și, de fapt, să știți că e o luptă firească. Toți vor să facă treaba asta. Este absolut normal. Trăim într-o comunitate în care este principiul sacrosant la liberă circulație a persoanei și a capitalului. Și este un darwinism. Și care e treaba? Că oamenii au început să se deștepte. Ungaria a început, polonezii au început să se deștepte. Vreau să vă spun o chestie. În Ungaria, să știți că licitațiile nu-i ca la noi. Păi eu am trăit-o pe pielea mea. Pe banii europeni veneau fonduri, licitațiile ni se puneau criteriile de licitații, toate le câștigau străinii, că românii nu puteau. N-aveam firme în România, sau foarte greu. Licitațiile la valori mai mici puteau să le câștige și românii. Și veneau firme străine care cu jumătate din banii dădeau și ne tratau ca niște sclavi. De jumătate și noi trebuia să le facem pe jumătate din acei bani. Dar mulți au impresia, bă, ne vin bani europeni și sunt bani pe de gratis. Nimic nu-i pe de gratis. Păi acești bani se plătesc în timp. Bani europeni vin și vin mulți. Da, dar nu uitați că îi plătim înapoi. Nici măcar un sfert din cât primim nu dăm înapoi. După aceea, în ani, va trebui să-i dăm pe toți. Dar eu mi-aduc aminte de o perioadă în care am condus proiecte europene la implementare și prim-ministru era tot Ponta, dar din partea Uniunii PSD-PNL. USL-ul. USL-ul, da. Aveam un lapsus. Și era să mă nenorocească într-un proiect de 5 milioane de euro pentru că a blocat rambursările. Dădeam etapele la cheie, efectiv la cheie, fără un cent diferență raportat la bugetul de proiect și m-a nenorocit blocând rambursările aproape un an de zile. Că era să vând și casă și tot ca să pot să închid proiectul. Am reușit până la urmă, cu ajutor din străinătate. Dar același guvern, PSD-PNL, USL, a blocat rambursările. Eu am fost o societate fericită, fundație fericită că am reușit să închid trei proiecte mari. Mulți și-au rupt gâtul. Mulți au ajuns și la închisoare din cauza asta. Pentru că s-a socotit fraudă, s-a socotit nu știu ce. Deci vinovăția nu vine de la Bruxelles, vine de la București, de la birocrația noastră înspăimântătoare, de la faptul că s-au aprobat proiecte europene care erau destinate din capul locului fraudei. Și vă dau exemplu unui proiect în care se pregăteau meserii pentru construcții, muncitori din construcții. Au fost impuse niște criterii care n-au făcut altceva decât să desfințeze, au făcut asta. Să desfințeze mediul de afaceri românesc. Nu e așa, pentru că deci noi ar fi trebuit să sprijinim industria autohtonă. Cum face Orban în Ungaria? Da. În Ungaria să știți că majoritatea licitațiilor le câștigă ungurii. Spuneți-mi câte firme constructoare de drumuri au mai rămas în România? Păi vă spun că niciuna. Cine le-a nebunit? Tot Ponta. Când era prim-ministru pe USL, a blocat rambursările și către cei care făceau drumuri. Pentru că lucrările astea de șosele, autostrăzi, drumuri expres, nu le face baraca SRL. Nu reușea în 2 ani de zile să distrugă un mediu de afaceri. Tot supraviețuia oamenii. Din păcate, din momentul intrării în Uniunea Europeană, prin toate condițiile care ne-au fost impuse, n-am făcut altceva decât să distrugem. Întrebăm un om de afaceri care a fost implicat în infrastructură rutieră în Brașov. A semnat contractul, câștigat pe o finanțare europeană imensă. S-a dus la bancă. Dom'le, dați-mi și mie 6 milioane de euro ca să încep lucrările. Pentru că, uite, da, garanție serioasă. A luat. A rambursat. A mai luat un credit și mai mare de la bancă ca să facă o parte și mai bună din lucrare. Și guvernul n-a mai dat banii. Deși banii erau de la Uniunea Europeană. Și pe ăsta l-au băgat în faliment, în insolvență și în faliment. Așa a pățit și Umbrăresc, așa a pățit din contră, și ăsta de la dar bancă. Dar ați dat un exemplu. Dar mediul de afaceri românesc a fost distrus. Dar toate cele patru firme mari au fost distruse exact pe blocarea rambursărilor. Care nu știu dacă au fost făcute cu intenție sau cu prostie, dar au fost făcute. Bun.
Asta este. Deci pe partea asta. Pe de altă parte, noi, ca nație, ne-am ticăloșit imediat din 90, când ne-am distrus toate marile uzine constructoare de mașini din țară. Dar pe toate le-am făcut praf. Că nu ne-a pus nimeni pistolul la tâmplă să le distrugem. Au venit și au întrebat, dacă vă dăm niște bani, le distrugeți? Și ne-am zis, da, dați-ne. Și le-am distrus. Până la urmă, noi suntem vinovații. Iar ăștia, alții, marii rechini ai afacerilor din Uniunea Europeană, își fac jocul absolut normal, pe care l-aș face și eu, dacă aș avea capacitatea lor. Bun, acum știți, eu de multe ori ziceam că Germania a câștigat fără arme al treilea război mondial. Germania a pus mâna pe Europa. Păi că atâta timp cât ai PIB-ul că Franța și Anglia la un loc, exact. Deci asta spune tot. Cine o țară și... care era făcută varză era după al doilea război mureau mondial. Mureau de foame. Deci, practic, și aici o luptă pentru hegemonie și deja se vede, s-a scuțit lupta între Franța și Germania, Anglia, ați văzut, da, Marea Britanie s-a retras. Pasul înapoi pentru că a pierdut categoric lupta. Și, nu că a pierdut lupta, și dar... Și bătălia dintre Germania și Franța e cam așa. Germanii stau și zic, mai stai mai acolo jos. Stai acolo jos la locul tău, îi spun francezului. Da, dar nu uitați că acum, când lucram la elicoptere cu francezii, nemții erau pe nicăieri atunci, era mare diferență între și tehnologiile. Da. Au luat tehnologie, au făcut niște consorții au, împreună și deja fac ce au făcut de fapt și chinezii cu americanii. Că da. Deja au, pe banii lor i-au păpat. Va fi oricum foarte interesant. Bun, în orice caz, vis-a-vis de această campanie, mi se pare o campanie destul de murdară cu promisiuni de șanțatel. Vedeam care pe, n-au legătură îi vedeam pe Europeană. Cei de la PNL, pe Orban, că s-a pozat cu aeroportul din Brașov sau pe acest Siegfried Mureșan cu aeroportul. Ce-au făcut ei pentru aeroport? Pe Orban l-am invitat, poate ați fost de față, când cu Ronald Weisberger, cu Intelcanu, exact, minte, am inaugurat, l-am chemat pe Orban, stai banglica, nu pentru că e un băiat foarte frumos și foarte deștept. L-am chemat tocmai pentru că era ministrul transporturilor și vroiam să ne ajute. Nu ne-a ajutat cu nimic. Tot acel aeroport a fost făcut, tot ce s-a făcut la el și nu s-a mai făcut nimic de atunci. Să laud ăștia cu poze cu aeroportul. Tot ce s-a făcut prin eforturile mele și a Consiliului, fostului Consiliu Județean și a fost o luptă serioasă. Ne-am luptat cu Iohannis, cu Băsescu, cu Ministerul Transporturilor. Păi, nimeni nu dorea aeroport la Brașov. Cum să dorească Sibiu aeroport în coastă la Brașov, un aeroport mult mai modern? Iohannis a fost cel mai vehement, mi-a trimis mesageri. Ce faceți aeroport acolo? Hai, mai bine faceți un tren de mare viteză între Brașov și Sibiu. Iar când a venit în Brașov, parcă am mai spus treaba asta, i-am zis, domnule primar, că era primar atunci, să nu vă legați de aeroport, că brașovenii iubesc aeroportul, doresc aeroport și pierdeți capital electoral. Haideți să vedem ce se va întâmpla după duminica viitoare. Pariul a rămas deschis. Bun, sunt variante și variante, într-adevăr, sunt scoruri la care își pot conserva puterea și unii și alții. Adică un 30 ceva la sută pentru PSD onorabil, un 20 ceva la sută pentru PNL onorabil și pot și unii și alții să rămână cam pe același teren. Sunt însă scoruri în care ori unii, ori alții vor fi făcuți praf. Da. Deci în momentul în care PNL-ul scoate sub 20%, e război în partid. În momentul în care PSD-ul scoate sub 30%... Sub 25, am zis eu, va fi disoluție. Nu va scoate sub 30. Și mai sunt doi actori care sunt noi pe scenă, pe care o să-i vedem Alde după două USR-ul. Case. Alde și USR-ul, care vor lua de undeva. Bun. Alde de unde să ia? Că Alde a avut electoratul lui, a avut 6% la ultimile alegeri, Alde va crește câteva procente. Și nu dau seama câte. Și le dublează. S-ar putea să le dubleze. Alde s-ar putea, că dacă e așa cum ziceți dumneavoastră cu scorurile cele două mici la celelalte partide, ele trebuie să ducă undeva aceste procente. Bun, pierde PMP-ul niște procente, poate pierde UDMR-ul, deși sunt sceptic, niște procente. Nu, UDMR-ul va dar rămâne în zona lui. Același procent, rămâne în zona lui, dar părerea mea că USR-ul va lua un scor... spre un 15%. Categorii. Din păcate, timpul a trecut, din regie mi se fac semne disperate. Ne vedem cu rezultatele pe masă tura viitoare. Care va fi după alegeri. Care va fi după alegeri. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Prieteni,
La revedere, să ne vedem cu bine și sănătoși!